Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Moderarea evenimentului va face domnul conferențiar Virgil Borcan, de la Facultatea de Litere Brașov. Îi dau cuvântul. Am o misiune pe cât de nobilă, pe atât de ingrată, în sensul că trebuie să comprim la doar două, trei propoziții un CV care este uluitor. Domnul președinte al Academiei Române, în modestia lui, nu vrea să fie prezentat decât ca profesor de istorie la Facultatea de Istorie Filosofie din Cluj, absolvent al liceului Andrei Șarună, desigur, și președinte al Academiei Române. E puțin, dar de fapt e totul. Ne aflăm în a doua seară a evenimentului intitulat Generic Poporul Român la Începuturi. Prelegerea din această seară este intitulată Este formarea poporului român o enigmă sau un miracol? Bine ați venit acasă, domnule președinte, aveți cuvântul. Vă mulțumesc tare mult și de invitație și de prezentare. Doamnelor și domnilor, sunt emoționat pentru că eu mă simt aici mereu acasă, deși de mulți ani am plecat din Brașov, dar până la 18 ani și câteva luni am fost brașovean. Toate școlile, începând cu grădinița, le-am făcut la Brașov și n-am plecat cu mare bucurie de aici. Am plecat dintr-un motiv simplu. La Brașov nu era facultate de istorie, nici măcar o secție de istorie, nici măcar o combinație între filologie și istorie. Și în încăpățânarea mea, eu am vrut să fac istoria, cu toate că tata mi-a spus să mă fac și eu un inginer sau un medic, fiindcă în secret se dusese la școală și îl citesc pe el, profesorii mi-au spus că nu ești prost. Și că ai putea face și o facultate ca lumea. Eu m-am dus la istorie și am rămas acolo unde m-am dus, adică la Cluj, cumva cu sufletul îndoit, dar apoi când am văzut câți brașoveni au ajutat la ridicarea universității din Cluj, la funcționarea ei, începând cu primul rector Sextil Pușcariu, care era brănean, cumva mi-a crescut inima și m-am gândit că în orașul acela care era o citadelă a nobilimii, ajunseseră în 1918-19 și românii să facă ceva și au făcut lucru bun. Inclusiv biserici românești care nu erau. Era o biserică greco-catolică, fiindcă dumneavoastră știți că românii de la nord de Târnave s-au unit cu Roma cândva. Nu discutăm aici de ce. Și familia părinților mei a fost o familie unită, dacă s-au unit preotul și satul, s-au unit și enoriașii. Și biserica unită cu Roma o făcuse episcopul Ioan Bob, unul care nu s-a înțeles prea bine cu reprezentanții școlii ardelene, că ei erau cărturari și el era administrator bun. Și când a cerut să-i se aprobe biserică pe loc, cumpărat de el în Cluj, răspunsul magistratului era să zic, dar la Cluj nu mai era magistrat, că la Cluj era o citadelă a nobilimii, pe la 1802 i s-a spus că nu se poate biserică valahă. Și el a zis, dar asta e greco-catolică, domnilor, că de aia ne-am unit să ne dați drepturi. Și nu i-au dat. Și atunci el a cumpărat terenul, că avea bani, și a scris că vrea să facă pe el o magazie și o bibliotecă. Și l-a trimis pe un om de la Episcopia din Blaj la Biserica Ortodoxă din Deal, făcută în 1794 în afara cetății, că numai așa puteau românii să-și facă, și i-a spus, copiază planul să facem biserică frumoasă și pravoslavnică, cum e rânduiala noastră a răsăritului. Și au făcut un plan de biserică amărât acolo, care să semene a magazie și când a fost gata, i-au făcut și turn.
sturlă și n-au mai avut ce face. În biserica aceea, și cu asta închei paranteza, profesorul Ștefan Micle din Feleac s-a căsătorit cu Veronica Micle din Năsăud. Și apoi au plecat în Moldova amândoi. Familia ei era deja. Amândoi fiind greco-catolici. Firește că la Iași s-au dus la biserici pravoslavnice răsăritene, ortodoxe. Asta e o istorie care nu are legătură cu formarea poporului român, veți zice. Dar o să vedeți că are. De ce am pus eu semnul întrebării? Aparent n-ar trebui să fie nicio enigmă și niciun miracol. Pentru că toată lumea știe că poporul român e un popor romanic care vorbește o limbă neolatină și este cumva în rând cu italienii, spaniolii, portughezii, catalanii, retoromanii, sarzii, pentru că între timp știți s-au mai mulțit și limbile romanice odată cu trecerea timpului. Și văd că și unele grupuri romanice se declară acum popoare romanice și își cer drepturile. Catalanii, de pildă. Deci poporul român, cu alte cuvinte, face parte din latinitate. Și latinitatea cuprinde mari părți din această planetă. Vă rog să vă gândiți că de la Rio Grande del Norte până în Țara de Foc, toate Americile acelea, parțial de nord, centrală și toată America de sud, sunt neolatine după expansiunea latinității. Lumea mă întreabă, bine, dar cum s-au format popoarele romanice? Nu vorbesc de acestea noi. De la mexicani în jos până la argentinieni și punându-i în calcul, firește și pe brazilieni. Acolo, într-adevăr, e o enigmă. Cum Dumnezeu, un popor care azi are 10 milioane de oameni în Europa, poporul portughez, a dat naștere Braziliei, care are peste 200 de milioane, sigur că ei nu sunt de suș, de neam portughez, dar toți vorbesc portugheză. Limba oficială e portugheză, școala se face în portugheză, indiferent că sunt urmașii amerindienilor de odinioară. Cum s-a putut? Asta e o enigmă. Poporul român n-a avut ieșire la mare, practic, pentru că de la Mircea cel Bătrân încoace Dobrogea, 460 de ani aproximativ, a fost provincie otomană și ne-a fost obturată ieșirea la mare. După 1484, când Ștefan cel Mare a pierdut plămânii Moldovei, cele două cetăți, una de la mare și una de la Dunăre, Chilia la Dunăre, Cetatea Albă la mare, la limanul Nistrului, când le-a pierdut, Marea Neagră a devenit lac turcesc. Și prin urmare, domnul Moldovei care a creat o flotă, a pierdut ieșirea la mare. Popoarele care n-au avut ieșiri la mare, cu excepția poporului rus care a avut, dar n-a folosit ieșirile, că n-a avut nevoie, pentru că a avut pământ până la Vladivostok cât vrei, dar popoarele care n-au avut ieșire la mare nu s-au expandat. Nu s-au putut risipi prin lume. Vorbesc în trecut, nu astăzi, că astăzi ne risipim foarte ușor și foarte bine în multe părți ale lumii, încât românii încep să cucerească planeta. Orice popor romanic s-a format după o rețetă simplă, din trei elemente etnice principale. Puteți să întrebați și pe francezi, și pe italieni, și pe portughezi, și pe spanioli, care mai știu un pic din trecut. Un element se numește... Iertați-mă, mi-am scris aici, că eu nu mă duc fără scripte, dar niciodată nu-mi place să citesc și atunci las deoparte ceea ce am scris, dacă am în minte subiectul, că nu totdeauna l-am. Popoarele romanice deci s-au format dintr-un element băștinaș. În cazul francezilor, acest element s-a numit galic. De aceea azi vorbim de cocoșul galic și Franța s-a numit odată Galia. Și când a devenit provincie romană, tot Galia cu doi de lângă. După ce Iulius Cezar a zis Alea Iacta Est și a trecut Rubiconul. Spaniolii, cei care vorbesc castellano, castiliana, dar și catalanii,
s-au format din celti iberi, adică celții din Iberia, ca element băștinaș. Și v-aș putea da multe exemple. Pe teritoriul Italiei, înainte de romani, au fost etrușcii. Acum, dacă vă duceți în zona Florența, care se cheamă astăzi ca regiune Toscana, veți vedea morminte etrușce, muzee etrușce, civilizație pre-romană. Etrușcii au fost elementul băștinaș principal. Au mai fost și alte uniuni de triburi și etnii, dar etrușcii au fost elementul principal. La noi elementul principal au fost dacogezi. Toată lumea știe. Înainte de a veni romanii, principalii locuitori ai acestui pământ au fost dacogezii. Deci, elementul băștinaș, elementul cuceritor. Pentru toate popoarele romanice sunt romanii. E numitorul comun, cum ar zice matematicienii. Numitorul comun pentru toate popoarele romanice care a dat specificul latinității. Și al treilea element, elementul migrator. Căci după căderea Romei și criza mare care a cuprins Imperiul și până la urmă l-a destrămat, după această mare tragedie și-a rămas numai Imperiul de răsărit. Dar eu vorbesc de Occident aici, că popoarele romanice, cu excepția noastră, sunt toate occidentale. E, după această tragedie au venit migratorii. Goții, popor germanic, cu două ramuri, vizigoții, ostrogoții, hunii, gepizii, avarii, slavii pentru noi. Pentru Occident, cei mai distrugători, cumva, și care au rămas în mitologia lor, au fost germanicii. Pentru noi, pentru zona central-sud-est europeană, slavii. Deci, în cazul poporului român, ca într-o rețetă, doamnele știu cum se face o prăjitură. În rețeta asta, la noastră, elementul băștinaș sau autohton sunt dacogeții, elementul cuceritor sunt romanii și elementul migrator principal, slavii. Ăștia ne-au influențat cel mai tare. Asta nu înseamnă că numai ei. La francezi, la spanioli, v-aș putea spune la fel care sunt aceste elemente, v-am dat niște exemple. Orice om ar zice, păi e foarte simplu. Ne-ați dat schema, ne-am format aici și basta. Dar sunt niște întrebări. Cum de suntem noi un popor romanic izolat? De ce nu facem parte și noi din masa latinității? Cum am reușit să supraviețuim aici, cum zicea Nicolae Iorga, într-o mare slavă? Că dacă facem excepție de unguri care sunt fino-ugrici, de la sârbi, bulgari, lăsăm deoparte Marea Neagră, ucrainenii și rușii au ajuns pe aici în vecinătate, nu? Când eram vecini cu Uniunea Sovietică, știam de Ucraina, da? Rușii conduceau și pe acolo. Deci suntem un popor romanic izolat. Limba noastră romanică, numită română, e singura care mai păstrează numele de roman, cu excepția limbii romanșe, pe care specialiștii o numesc reto-romană și care mai e vorbită de vreo 30.000 de oameni în munții Elveției, în două cantoane, că și ei ar zic romanș, în limba lor. Noi ne zicem români în limba noastră. Veți spune, da, cei cu termenul de Valah, numele poporului nostru, numele nostru intern, etniconul nostru, este cel de români sau români. Niciodată românii nu s-au numit pe sine altfel decât cu variante de la român, român, rumăr, armân. Și atunci Valah e forma pe care ne-au dat-o străinii. Străinii ne-au numit Blaci, Valah, ungurii Olah, Olahuk. De ce? Pentru că vorbim latinește. Valah vine de la un termen vechi germanic, volke, folke, dar scris cu V, pentru că primul trib celtic, adică galic, din Franța, Galia, romanizat a fost acesta. Și cuvântul a început să însemne
vorbitor de limbă latină. Și străinii, auzind cum vorbim, ne-au numit valahi, adică vorbitor de latină. Numele acesta, să știți că în Evul Mediu a fost dat și italienilor, că și ei vorbeau o limbă asemănătoare cu latina. Dar noi nu ne-am numit altminteri decât români sau români. Că astăzi învățăm la școală unii dintre noi, dacă mai învățăm, că sunt valahi pe Valea Timocului, de pildă, în Serbia sau în Bulgaria chiar. Sau că unii ne numesc, pe unii dintre noi, popor moldovenesc. Astea sunt treburi politice. De pildă, în Serbia actuală, care ne e prietenă, ar trebui să ne fie prietenă. Românii din Banat, din Banatul sârbesc, sunt numiți români, oficial, și românii de pe Valea Timocului, care vorbesc un dialect oltenesc, un grai oltenesc, sunt numiți vlahi. De ce? Din motive politice. Nu ai o minoritate numeroasă și puternică, ai două. Dar cuvântul valah e cel cu care ne-au numit străinii. Nici asta nu e o ciudățenie. Unii îmi spun, domn profesor, și asta e ceva neplăcut, că avem două nume. Vă rog să vă gândiți dumneavoastră câte nume au germanii. Ei pe sine se numesc Deutsche. Italienii îi numesc Tedeschi. Popoarele slave, nemții, nemți. Ungurii, Nemetok, Nemet. În maghiară, numele propriu de familie, Nemet, înseamnă neamțu. Francezii, Allemand. Gândiți-vă, dumneavoastră credeți că grecii știu ce înseamnă, oamenii simpli, ce înseamnă grec? Că ei se numesc Eleni, Helen, Hellas se numește țara. Albanezii sunt schipetari. Noi îi numim albanezi. Schiperia era țara în Evul Mediu. Și v-aș mai putea da multe, multe exemple. Finlanda oficial se numește Suomi. Ei în limba lor se numesc așa. Finland e țara finilor, nume dat lor de străini. Deci nu e o mirare că noi avem două nume. Dar atunci de unde vin contradicțiile? Păi tot din politică. Până în secolul XVIII, aproape toți scriitorii care ne-au lăsat urme până azi spun românii sunt urmașii romanilor. Colonia adusă de Traian în Dacia. Nu vorbesc ei prea mult de daci, de dacii de dinainte, dar vorbesc de faptul că vorbim o limbă romanică și suntem popor romanic. Regele Ungariei, Matia Corvin, și-a adus un cronicar, între alții, italian numit Antonio Bonfini. Și Bonfini ăsta, fiind la curtea regelui și primind sarcină de la rege să-i facă arborele genealogic și să dovedească cum că regele se trage de la Roma, dintr-o familie mare, a rămas cumva stupefiat. I-a spus, Maria ta, da. Și regele i-a spus, eu sunt fiul lui Iancu de Hunedoara și Iancu de Hunedoara era român. Și neamul meu trăgându-se de la Roma și familia mea trebuie să tragă de la Roma. Ma ta să găsești familia. Sigur că n-a găsit-o. Dar a găsit o familie care se chema Corvus, Corvina, și, adică în latină înseamnă corb. Că de aici am moștenit noi cuvântul românesc corb din cuvântul latinesc, corvus. Și i-a făcut un arbore genealogic fals, arătând că se trage de acolo. Deci a ajuns până la strămoșii lui. Și alții, și alții, v-aș putea da zeci de exemple în care autorii când ne aud vorbind spun, păi ăștia sunt urmașii romanilor. Italienii mai puțin instruiți, călători prin țările române, ziceau că românii vorbesc o italiană stricată, corotta, coruptă. Iar călătorii mai învățați, care făcuseră școală, ziceau, nu, asta este o latină stricată. Oricum, era măgulitor și era frumos, până când au apărut interesele politice în secolul XVIII, când fiecare popor a început să lupte pentru drepturile lui și numai românii n-aveau niciun loc și n-aveau niciun drept. Vorbesc în primul rând de românii din Transilvania, pentru că ei au fost cei mai mari apărători ai naționalității. Mai ales prin școala ardeleană. Și atunci,
A apărut ideea asta că românii nu au cum să fie urmașii romanilor. Sunt niște amărâți, șerbi, supuși pe moșiile nobililor, sărmani, unii mai sunt și hoți. Dacă n-aveau ce mânca, mai furau. Unii lucrau pământul nobilului și la urmă, după ce se strângea recolta, nu primeau nimic și se duceau ei și luau noaptea, zicând, e munca mea. Erau arestați, închisorile erau pline de ei. Mihai Viteazu a încercat să îndrepte un pic lucrurile în cele câteva luni, un an cât a domnit în Transilvania, dar mare lucru n-a putut pentru că au șters totul nobilii după moartea lui pe câmpul Tordei, cum știți. Și mișcarea asta a continuat și s-au trezit și românii până la urmă. Samuel Micu, în primul rând Inocențiu Micu, Inocentie Micu, Samuel Micu, Gheorghe Șinca, Petru Maior, Ioan Budai de Leană, au mers la școli înalte, au văzut ce înseamnă latinitatea, au citit ce spun străinii despre noi, învățând grecește, latinește și și-au dat seama că nu-s chiar așa de amărâți românii, că au și ei o istorie, că ar avea și ei drepturi. Și după ce au scris treburile astea în istoriile lor, au apărut contestatarii, în primul rând austrieci. Treaba nu are nicio legătură cu primul ministru al Austriei, care ne respinge acum la intrarea în Schengen, că austriecii, unii dintre ei și acum, ne consideră un neam mai amărât de la margine. Deci, a apărut ideea următoare. Voi pretindeți că sunteți urmașii romanilor, dar zice, când au venit romanii aici, i-au omorât pe toți dacii. Cum vorbiți voi de romanizare? Romanii au venit, au stat 170 de ani, adică o nimica toată. Și după aia au plecat toți la sud de Dunăre. Când împăratul Aurelian a ordonat, toți au fost urmăriți în păduri, pe văi, în câmpii, unde erau ei, și duși ca o turmă la sud de Dunăre. După asta, peste vreo 500-600 de ani, sau mai precis, în secolele 12-13, 1100-1200, 13-14, până la 1400, amărâții de valahi din Balcani, cu turmele, au început să se infiltreze spre câmpia română și de acolo, prin trecătorile Carpaților, spre Transilvania, că Transilvania era pământul făgăduinței. Și regii Ungariei nu i-au putut opri. Și au venit și au fost declarați șerbii nobililor. Prin urmare, românii n-au niciun drept. Că n-au avut nimic. Ce drept să aibă în Transilvania sau chiar la sud și răsărit de Carpați? Problemele astea, și atunci sigur că se spunea așa, la venirea ungurilor în Transilvania în 895-96, nu era nici urmă de valah, nu erau nici alții, deși sunt dovezi clare, că erau și slavi, și germanici, și români, valahi. Da, politica face abstracție de izvoare. Și că n-a fost nevoie de lupte, că toate poveștile cu gelul menumărut glad sunt niște legende, n-au nicio corespondență în realitate și, prin urmare, nefiind românii, i-au luat în stăpânire țara și, în marea generozitate pe care au avut-o, i-au lăsat pe români cu turmele să vină în Transilvania, culmea, ca și cum cineva le-ar fi lăsat prin testament ca urmașii după sute de ani să vină pe un teritoriu pe care înaintașii l-au părăsit. Evident că treburile astea nu stau în picioare. Că n-ai cum. Vi le explic îndată în două minute. O dovadă că românii erau aici, la Brașov, e mărturia unui mare istoric, Sas, care acum a trecut în lumea dreptilor, nu de mult, de-aia zic acum, se chema Thomas Negler și era profesor de istorie la Universitatea din Sibiu, până la moarte. Thomas Negler a cercetat și arheologic locurile și din punct de vedere documentar, scriptic. În afară de germană și română, știa latină, putea să ajungă la izvoarele medievale. Și a dovedit că faimosul cuvânt format din două cuvinte, Kronstadt, care e trecut la intrarea în Brașov, nu? Pentru că orașul s-a chemat cândva Kronstadt și e normal să ne amintim,
n-a însemnat orașul Coroanei la început. Pentru că era la început Kranenstadt. Și Crane, în graiul săsesc din zonă, înseamnă ienupăr. Dumneavoastră, cu toții fiind brașoveni, știți ce înseamnă jnepenii sau jepii și ienupării. Ce credeți că înseamnă Brașov? Care e un cuvânt slavo-român, adică folosit de români din conviețuirea cu slavii. Orașul ienupărilor. De sașii când au venit, au tradus cuvântul local de oraș al ienupărilor în germană, zicându-i Kranenstadt. Cum totuși Kranenstadt nu era de mare renume, în clipa în care Brașovul a primit privilegii regești și a devenit oraș al coroanei, au transformat acolo două litere și din Crane au făcut Crone, o literă. Și pe urmă, unind cu stat, a căzut eu și a rămas Kronstadt. Dacă aș fi spus eu ca istoric român, ar fi zis lumea naționalistul ăla. Dar a spus-o profesorul Thomas Negler și a scris-o. Deci o găsiți în scris publicată, sigur, conaționalii lui n-au primit-o cu mare bucurie. Concluzia lui este că la venirea sașilor în această regiune erau mai înainte românii conviețuind cu slavii care aveau nume pentru acest loc. Și numele era Brașov. Nume slavo-român. Filologii știu treaba asta. La problema că dacii au putut fi cu toții exterminați în războaiele cu romanii, vă răspund simplu. Un autor antic care a cunoscut bine rezultatele războaielor și l-a prețuit pe Traian, spune foarte clar, Dacia a fost secătuită de bărbați. Și lucru e de așteptat. Regii daci și mai ales Decebal au avut ciocniri cu romanii aproape în fiecare an, unele mai mici, sigur, de câteva zeci de oameni sau sute de oameni, altele mai mari. Și Decebal în cele două războaie, mai ales în al doilea război din 105-106, a trebuit să ridice la luptă adolescenții, băieții, că bărbații muriseră, o mare parte dintre ei. Nu e o legendă asta. Dar daci, femeile, copiii și bătrânii n-aveau cum să fie omorâți. În războaie e o confruntare, mor oamenii, dar romanii aveau un obicei foarte bun. De-aia au cucerit lumea. După ce se termina războiul, erau pacificatori. Îi iertau pe toți și treceau la construcție. Romanii au fost mari cuceritori, e adevărat. Dar și mai mari decât cuceritori au fost organizatori și mai mari decât organizatori au fost legislatori. În Imperiul Roman, care se întindea pe trei continente, era ordine și disciplină. Și prin asta romanii au construit de la apeducte până la drumuri pavate cu lespezi. Drumuri care se văd și astăzi, inclusiv pe teritoriul României. Canalizări, igienă, curățenie. Lux, lux pentru doamne. Când au venit romanii aici, au adus primii oglinda. Femeile dace, când au văzut că își pot vedea chipul în afară de ape în care se uitau, au rămas paf. Și au adus și farduri, să știți. Au adus vase numite terra sigillata, dintr-o pastă așa de fină că păreau de porțelan. Tacâmuri. Vă închipuiți barbarii daci, despre care poetul Ovidiu zice că le îngheța apa în bărbi și că nu stătea prea aproape de ei, fiindcă miroseau. Și Ovidiu era obișnuit să facă duș la Roma, în fiecare zi. Și el era printre barbari la Tomis. I-au trebuit 6 ani ca să poată învăța bine limba dacilor și să scrie o cărticică în limba dacilor.
Deci Ovidiu, om educat, a avut nevoie de 6 ani. Asta o spun pentru cei care zic că limba dacică cuprinsese universul și că dacii ar fi învățat pe romani latinește. Să mă iertați, astea sunt elucubrații, n-avem nicio mărturie. Decât că limba dacilor și limba romanilor, într-adevăr, erau din aceeași rădăcină și făceau parte din marea familie a limbilor indo-europene. Și atunci existau anumite asemănări. Firește. Aveau o rădăcină comună. Dar altceva nu știm. Vă închipuiți că, rămânând multe femei, mulți bătrâni și mulți copii, romanii au trebuit să construiască cu aceștia o provincie nouă, atașată Romei, provincie imperială. Nu au avut prea mult de lucru. În primii ani, 40.000 de soldați romani erau în Dacia, bărbați, cu toții în putere. Sigur că și-au luat femei dace, de unde să-și ia femeile? Până la lăsarea la vatră, care era cam la 43 de ani, că serviciul militar era de la 18 ani până la 43 de ani, 25 de ani. Când erau lăsați la vatră, erau făcuți cetățeni romani, cei care nu erau, și aveau dreptul să se căsătorească legal. Unii aveau până atunci copii mari, pe care îi declarau legal copiilor atunci și se încadrau în lege și primeau și o bucată de pământ în Dacia. Împăratul Traian e primul care a făcut o colonizare organizată în Dacia. Era provincia lui de suflet. A fost supranumit Dacicus. Și a adus din provinciile romane, inclusiv din Italia, meșteri, specialiști, aurari, mineri, care dacii știau să extragă aur foarte bine de la suprafața pământului, să-l prelucreze. Erau multe filoane de aur la suprafață. N-avem nicio dovadă că au făcut minerit în galerii. Romanii sunt primii care, cu tehnica lor extraordinară, exersată în alte provincii, că și Spania avea aur, când au văzut ce aur e în Dacia, pe lângă cel confiscat de ei, din apa Sargenției și dus la Roma, au început să sape galerii și să aducă meșteri întâi și pe urmă i-au luat pe daci să învețe ce înseamnă extracția aurului. Aur era și în nisipul râurilor și după 1000 de ani. Când au venit ungurii și ei scriu despre Gelu, că oamenii lui Gelu, blachii, vlahii et sclavi, adică valahi, români și slavi, scoteau aur din nisipul râurilor. Gândiți-vă că în epoca interbelică, în munții Apuseni cu Șaitrocu, țăranii încă culegeau grăunțe de aur din nisipul râurilor. Asta era în 1935. Și ce ne spun cronicarii despre Gelu în jurul anului 900 după Hristos. Deci, dacii categoric au rămas. Câți au rămas, nu știm. Eu pot să vă spun că densitatea în Imperiul Roman, după aprecierile istoricilor care au lucrat, nu după ureche, era cam 20 de locuitori pe kilometru pătrat. Și densitatea în Dacia, necucerită, era cam 1-2 locuitori pe kilometru pătrat. Romanii au cucerit cam 200.000 de kilometri pătrați. Putem face un calcul simplu să vedem cam câți daci erau, că nu puteau fi câtă frunză, câtă iarbă, dar erau. Dacii aceștia au fost romanizați nu numai prin coloniștii aduși oficial, dar și prin cei veniți, pentru că a mers vestea că Dacia este Eldorado, țara aurului. Și din toată lumea romană au început să vină coloniști cu gândul că se îmbogățesc. Și în 170 de ani, romanizarea era de un nivel extraordinar, încât amestecul dintre daci și romani aproape nu-ți mai dădeai seama cine a fost dac și cine a fost roman, că toți vorbeau o limbă latină stricată. Și se chemau daci, că provincia era Dacia. Dar ei nu mai erau daci de odinioară, că și popoarele se schimbă. Când împăratul Aurelian a decis retragerea, ne aflăm după aproape 5 generații de trai al dacilor puțini cu romanii mulți și stăpâni. Vă rog să-mi spuneți, când se duce o familie de români în Statele Unite, părinții cam la 30 de ani, copiii la 4-5 ani, părinții toată viața
vor fi americani pe jumătate. Vor vorbi o engleză cu accent românesc. Vor fi numiți de unii americani și ei venetici, da? Mai adaptați? Vor fi numiți venetici. Și atunci, pentru a asigura copiilor lor un viitor demn, îi dau pe copii la școală bună americană și sacrifică viața lor și vorbesc cu copiii numai engleză, ca copilul să nu mai fie numit you immigrant. Am trăit pe pielea mea cu fetița mea când eram foarte tânăr, foarte tânăr, 30 de ani, și am fost profesor după Revoluție în Statele Unite. Și fetița mergea la școală și știa tabla mulțirii pe de rost, că la noi se învăța tabla mulțirii pe de rost. Copiii de acolo aveau un mic calculator, cum era pe vremea aia, de asta rudimentar, și dacă întreba profesoara 6 ori 9, ei făceau 6 ori 9 și primeau rezultatul. Fata mea ridica mâna, știa pe de rost, că tabla mulțirii la noi o... Și profesorul tot lăuda, și atunci unii din clasă i-au zis: you immigrant, tu emigranto, vii să ne iei locul. Și eu m-am dus la școală și i-am spus: doamnă, diriginte, spuneți-le copiilor că nu ia locul nimănui, că eu sunt aici temporar și mă întorc acasă și fetița nu rămâne aici. Deocamdată, nu ia locul nimănui. Și s-au mai liniștit. Deci, o familie de români rămâne o familie de români. Să gândește ce bune sarmalele de Crăciun, cum iese aburul din cozonac, cum vin neamurile să ne colinde. În America nimic. Vin aia cu track and trick, sau cum le zice, de Halloween. Dar obiceiurile nu mai sunt. Copiii se obișnuiesc. Când au 18-19 ani, nu mai au accent aproape deloc sau deloc. Iar copiilor, numai în limba engleză întreabă, de regulă: dar oare unde-i țara bunicilor mei? Și ce-o fi pe acolo? Și vin aici de curiozitate, să vadă cam ce mai e, care mai vin, că nu vin toți. Cât timp e nevoie pentru această schimbare de etnie? O generație ține 25-30 de ani. În 80-90 de ani, dar și mai puțin, se schimbă etnia. Luați un copil român la 4-5 ani și duceți-l în Suedia. Să-l crească o familie sau statul, că în Suedia, cu comunismul, socialismul lor social, îi iau pe copii câteodată și îi crește statul. Și vedeți că acel copil, chiar dacă are sânge românesc, cum zicem noi, când ajunge la 20 de ani educat în limba suedeză, e cel mai fidel suedez. Mai ales dacă e și adoptat. Deci ideea asta că e nevoie de foarte mult timp ca să schimbe etnia, e o legendă. Etnia se poate schimba foarte ușor. Dacă n-ai în jurul tău oameni care să ți-o păstreze, nu mai ai de unde. Un scriitor mare care s-a învățat la școală cândva, referindu-se la vremurile lui Vlai Covodă, 1360 și 70, zice: doamnă, datina străbună e mai mult decât o lege. Domnul ce-și cunoaște țara, din chiar traiul ei cu lege, obiceiuri de tot felul, trebuințe de orice soi, năzuințe, doruri, vise, ure, patime, nevoi. El le cerne, le frământă, le topește, le strecoară și le toarnă ca într-o matcă în cuvântul către țară. Din aceste vorbe înalte ale domnilor români, timp de veacuri neamul țese datina de la străbun. Pruncul de la sân o soarbe în fiecare strop de lapte. Leagănul în care doarme i-o șoptește în blânde șoapte. I-o mai spune vechiul basm de bunică povestit. Doina lung i-o cântă în fluier când e vârsta de iubit. Arcul, gheoaga din perete, pururi i-o aduc aminte, o citește în pomenirea de pe lespezi de morminte. Cum vă puteți dumneavoastră imagina că un copil... Vlai Covodă, da, Alexandru Davila. Alexandru Davila era străin. Era născut din tată franco-italian, dar el era român. Alexandru Davila, când îi spunea cineva, dar ne da cu numele ăsta... Nu continuați, că știu ce vreți să spuneți. Eu am fost educat românește și sunt român.
Iar una dintre cele mai bune istorie ale românilor le-a scris Alexandru de Xenopol. În grecește, Xenos înseamnă străin. Xenopol era de neam străin, dar a fost crescut și educat la Iași și a fost profesor la prima universitate modernă făcută de Alexandru Ioan Cuza. Acești oameni s-au dăruit acestui popor și au știut să-i apere interesele. Și când a venit vorba de teoria imigraționistă, Xenopol a fost cel mai mare apărător al autohtoniei românilor. Și acum, ca să închei, deci românii, în concluzie, s-au format ca orice popor romanic din trei elemente etnice principale, dintre care romanii au fost numitorul comun și predominant, chiar dacă ei nu erau romani, prin limbă. Spuneți-mi, vă rog, după ce recunoaștem în principal un popor, care e caracteristica de bază a unui popor? În primul rând, limba. Eu vorbesc de cei care nu știu nici de origine, nici de unitatea istorică, nici de credință, de credința religioasă, nu știu. Dar când te aud vorbind pe tine, eu știu dacă ești ungur sau bulgar sau român. Deci limba e principalul element. O să ziceți, bine, dar sunt și popoare care n-au limbă, cum sunt belgienii. Ce, există limba belgiană? Sau există limba austriacă? Sunt. Nici limba elvețiană nu există. Dar aceste popoare sunt excepții. Eu nu știu câtă unitate au belgienii, vă las pe dumneavoastră să judecați. Unii spun că doar regele și fotbalul îi mai unește câteodată pe belgieni, care sunt rupți, frânți, în două, după etnie. Deci, poporul român s-a format ca orice popor romanic și nu e nicio enigmă în formarea lui. Enigma știți care este? Cum au reușit românii să supraviețuiască izolați de restul latinității? Italienii sunt vecini cu francezii, francezii cu provensalii, provensalii cu catalanii, catalanii cu spanioli, spanioli cu portughezii, toți sunt legați într-o unitate chiar geografică. Noi nu. Cum? E, asta într-adevăr e o enigmă. Și îmi îngădui să vă spun altă dată. Deci, dacă întreabă cineva cum s-au format românii, simplu, din aceste trei elemente pe care vi le spun, cu mențiunea că elementul romanic a fost biruitor. O să mă întrebați, că probabil îmi puneți întrebări, dar cum e cu cumanii? Nimic. Când au venit cumanii, noi eram formați ca popor. Și în elita noastră au pătruns probabil și unele elemente cumane. Dar să știți că în ciuda respectului și simpatiei mele pentru reposatul Neagu Giuvara, numele lui Basarab nu e cuman. E peceneg. Dacă e să ne luăm după nume. Dar eu vreau să spun că numele sunt înșelătoare. Și el a plecat de la o premisă falsă, frumoasă, ademenitoare. Eu dacă vă rog să vă ridicați, dar nu vă rog, în picioare pe toți pe care vă cheamă Radu, Bogdan, Dragoș, Mircea, Stoica, dacă vă pun să vă ridicați, sunteți destui. Și după judecata lui Neagu Giuvara ar trebui să vă spun că sunteți slavi. Pentru că aceste nume sunt slave. Radu înseamnă veselul, Bogdan purtătorul. Deci sunt nume slave din conviețuirea noastră cu slavii. Pentru că elementul al treilea care ne compune și ne influențează, inclusiv prin credință. Deci am avut noi sigurul popor romanic ca limba cultului și a culturii slavona. Și toate celelalte popoare romanice au avut latina. Vă spun și eu ca un profesor de-al meu glumeț. Pentru că dacă istoria o mai facem câteodată noi oamenii, geografia numai Dumnezeu poate să o facă. Adică dacă noi am fost așezat aici în partea asta de Europa, n-am avut ce face. La întrebarea unde s-au format românii? Pe valea Dunării Inferioare, deopotrivă la nord și la sud de Dunăre. Până la un punct. Când au năvălit slavii de la nord de Dunăre la sud în anul 602, după asta s-a stricat un echilibru, Dunărea a început să devină graniță lingvistică și Bulgaria s-a slavizat. Și ai noștri, românii balcanici, s-au refugiat spre munți, spre dealuri, spre Valea Vardarului, spre munții Pindului, spre care pe unde au putut. Și au dat naștere celor trei grupuri românești care mai există astăzi. De fapt, numai două mai există, că românii istrieni sau istro-românii care se numeau pe sine rumări
și pe care i-a studiat un elev al liceului Șagun anumit Titu Maiorescu. Deci el a fost între ei. Acești istro-români astăzi sunt vreo 200 probabil bătrâni care mai vorbesc graiul acesta istro-român și când, în timp ce croații și slovenii le zic cici, cici și altfel, ei își zic rumări, adică români, un rotacism acolo mic, nu se transformă în râ. Ce frumos sună rumări. Dar ei nu mai sunt. Mai sunt însă a românii care se mai numesc științific macedo-români și mai sunt megleno-românii sau românii megleniți, care au un grai foarte frumos și niște doine extraordinare. Tot mai puțini sunt astăzi. Pentru că în timp ce aria asta mare a formării poporului român, în timp ce a trecut timpul, partea de la sud de Dunăre s-a tot stricat, s-a tot alterat. Acolo s-au format alte popoare și românii au fost victimă. La nord de Dunăre însă, românii au ajuns și prin număr, și prin civilizație, să-i asimileze pe ceilalți, pe străini. Și noi suntem astăzi cel mai numeros popor din sud-estul Europei. Așa am fost și în evul mediu. Și nu trebuie să ne speriem că unii dintre noi se duc în Italia, Spania, Germania, Franța, să le ajute Dumnezeu. Care vin înapoi sunt bineveniți, care nu mai pot veni se duc acolo. Nu se întâmplă nimic grav câtă vreme mai suntem. Și câtă vreme mai avem copii, din păcate avem tot mai puțini. Da, poate vom face și noi ca alții, vom primi străini și vom transforma după chipul și asemănarea noastră. Marile popoare așa au făcut. Au fost niște malaxoare. O să ziceți, da, dar noi nu suntem un mare popor. Totuși, la scara asta, în perioada interbelică, când aveam și Basarabia, nordul Bucovinei și Cadrilaterul, eram o putere aproape mare a Europei. Aveam suprafață cât Italia. Și aveam 18 milioane de locuitori, cât mai avem acum, în epoca interbelică. Nu toți erau români de neam, dar trăiau în regatul României, care la 1938 avea monedă leul echivalat în aur, care era valută forte. Și atunci când construiam locomotive, vagoane, macarale și avioane, la Brașov construiam avioane. Deci, țara asta trebuie să iasă în evidență, după părerea mea, și prin cele bune. Că am fost câteodată ticăloși, că am avut trădători în sânul nostru. Știm, prea mult am vorbit de ei. Sigur că unii care au trăit mai mult, ca mine și ca mine, știți că sub Ceaușescu eram albi și imaculați, voivozii, victorii, și nu prea vorbeam de înfrângeri. Dar în ăștia 30 de ani care au trecut, am vorbit mai mult de înfrângeri și de nimicnicia noastră. Eu vreau să vă propun să echilibrăm un pic lucrurile și să fim convinși că dacă încă existăm ca popor și dacă n-am fost înghițiți de alții, cum au fost hunii, gepizii, avarii, pecenegii, cumanii, cine o mai auzit de popoarele astea astăzi? S-au topit în alte popoare. Dacă noi am reușit să ne formăm greu în mileniul întâi al erei creștine, dacă ne-am creștinat și am primit cuvântul Domnului în limba latină și apoi ne-am organizat biserica în formă slavă, am fost o punte în acest colț de Europa. Și de multe ori părerea noastră a contat. Iancu de Hunedoara, care era numit Valahus, cu dispreț, fiindcă era de neam românesc, și familia avea moșie în țara românească, în județul Argeșului, la Corbii de Piatră, de unde vine corbul pe stemă. Iancu de Hunedoara a ajuns campion al Europei în lupta contra păgânătății. Că pe vremea aceea, Europa creștină lupta cu păgânii. Eu nu pot să spun altceva dacă așa era atunci. Și păgânii ne numeau pe noi gheauri, care e un cuvânt de dispreț, noi îi numeam păgâni și războiul sfânt era la ordinea zilei. Iar domnii noștri,
care au luptat cu turcii și i-au omorât, erau lăudați pentru că au răspândit cuvântul Domnului în păgânătate. Prin asta, noi zicem astăzi că au făcut crime. Atunci, mari conducători ai Europei, inclusiv Papa, ziceau că apără Republica Creștină. Și l-au făcut pe Ștefan cel Mare singurul domn ortodox, atlet al lui Hristos. Iar împăratul romano-german voia să-l facă guvernator al Transilvaniei și domn al țării românești ca să reînvie Dacia. Aia de odinioară, veche. Deci, toate astea ar trebui din când în când să le avem în minte, să putem răspunde străinilor învățând limbile lor. Cel mai frumos e când te duci în Italia să le spui în limba lor ce vrei, în Franța în franceză, în lumea anglofonă în engleză, în germană, dacă le spui în germană, e o minune. Germana e o limbă dificilă, cum știți, și nu prea învață mulți români, deși ar trebui. Făcând aceste lucruri, cumva ne binecuvântăm locul acesta în lume. Iar Brașovul, care ar fi meritat să fie capitala României întregite, fiind situată în mijlocul geografic al pământului românesc, Brașovul care reunește, face o întâlnire între cele trei țări românești, Transilvania, Moldova și țara românească, Brașovul care are Biserica Sfântul Nicolae cu cei mai mulți ctitori, domni români, de pe toată rotunjimea pământului românesc. Nici în Moldova, nici în țara românească nu sunt atâția domni ctitori. Ctitor nu înseamnă numai constructor, înseamnă și dăruitor, om generos care a dat de la sfeșnice și turnuri și clopote ale bisericilor până la iconostase, icoane frumoase. Biserica Sfântul Nicolae e o minune a acestui pământ. Nu le știm prezenta. Cum vă spuneam, de multe ori ne nimic nicim. Nu trebuie să vină alții. O facem noi cu mare artă. Dacă am ști să semănăm în mințile copiilor câteva din aceste lucruri, nu toate, pe rând, am câștigat foarte mult. Eu nu mă mir că unii membri ai familiilor românești ajunși la disperare își îndeamnă copiii să meargă la școli în alte părți, cât mai departe de noi. Că părinții sunt subiectivi și ar vrea să-i vadă pe copiii lor cei mai realizați din lume. Eu mă mir că unii colegi, profesori, colegi de-ai mei, la liceu, când termină copiii buni, am văzut în Cluj cazuri, le spun celor care sunt ieșiți din comun, tu du-te în străinătate, du-te și învață acolo. Dumneavoastră știți că nu mai vin mulți înapoi, cum veneau în epoca interbelică. Credeți că Sextil Pușcariu nu putea rămâne la Viena? Victor Babeș putea rămâne la Paris? Toți au fost ademeniți și chemați. Emil Rancoviță, care a ajuns să fie rector al Universității din Cluj, putea să fie peste tot în lume, oriunde voia el. O să ziceți, dar ei erau mai mult boieri, aveau din ce trăi. E drept, dar nici noi nu murim de foame. Haideți să le spunem copiilor întâi ce este neamul acesta. Să învățăm un pic datina. Să învățăm să deosebească florile. Am întâlnit student care nu știe ce-i frunza de stejar. Care nu știe să deosebească un plop de un fac. Doamnelor și domnilor, nu mai trăim în mijlocul naturii, e adevărat. Dar noi am fost legați de natură. Toate operele noastre literare sunt pline de denumiri de acest gen. Ce rău le-am pricinuit dacă i-am învățat cum susură apa de izvor? Și de ce zice Eminescu, fiind băiet, păduri cutreieram și mă culcam ades lângă izvor. Haideți să învățăm toate astea. Vă mulțumesc!